Îmi aduc aminte acum vreo 5-6 ani, când eram în clasa a 5-a și doamna dirigintă a dat toți băieții afară din clasă ca să vorbească ceva doar cu fetele. Și bineînțeles că noi stăteam la orice să tragem cu urechea, eram nedumeriți ce se întâmplă. Mai târziu aflasem că a fost o discuție despre menstruație. Doamna a dorit să educe puțin fetele pe tema aceasta și bineînțeles că noi băieții nu eram invitați pentru că făceam lucrurile mult mai inconfortabile decât erau nevoie. Ei bine, la fel ca doamna o să fac și eu acum, așa că băieții, vă rog frumos să închideți acest videoclip, nu știu, duceți-vă și jucați-vă fotbal, vreau să vorbesc ceva doar cu fetele mele. Astăzi am să vă prezint 3 sfaturi care nu au legătură cu aspectul fizic pentru a face un băiat să devină interesat de tine și în final să te placă, să îi dăm drumul. Primul sfat este să-i oferi un semnal. Ce înseamnă asta? Ei bine, mulți cred că cei mai atractivi oameni sunt cei care au trăsăturile fizice cele mai frumoase, însă nu este deloc așa. De fapt, fetele care sunt abordate cel mai des sunt cele care exprimă această dorință, adică dau semnale băieților că e ok să se apropie de ele, iar asta le ușurează treaba semnificativ. Multe fete se așteaptă ca un băiat să se trezească pe la ora 3 noaptea și să-i transmită așa cu puterea minții printr-un vis că îl plac. Îmi pare rău să vă anunț, dar nu funcționează așa. Trebuie să-i oferi anumite semnale subtile și să-l pui pe gânduri. Băi, asta e așa, fata asta mă place? Nu știu, hai să vedem. Și astfel îi vei facilita tu misiunea mult mai mult decât crezi, pentru că mulți băieți nu se duc să vorbească cu fata de care le place pentru că nu știu dacă ea simte la fel și de frică să nu se facă de râs. Dar dacă tu îi dai semnal, practic îi spui: hei, vino și vorbește cu mine. Nu e mare lucru, nu o să te mușc. Acest semnal poate fi contact vizual plus un zâmbet. Super, un salut chiar. O poți face chiar și pe internet, răspunzându-i la ultima poveste de pe Instagram, spre exemplu. Cine știe, poate descoperi că te plăcea și el de 2 ani, dar n-a avut niciodată curajul să îți spună pentru că nu știa dacă și tu simți la fel. Al doilea sfat funcționează și pentru băieți și constă în a fi o provocare. Băieții, la fel ca fetele, devin confortabili cu tine dacă ești fanul lor numărul 1. Dacă mereu îi faci favoruri, îl complimentezi, îi arăți cât de mult îl placi, nu vei mai fi o provocare pentru el. În schimb, încearcă să menții un echilibru. La ce mă refer prin asta? Nu fi tu mereu prima care îl salută, care îi dă mesaj, care îi sare în ajutor. Nu mă înțelege greșit, e bine și chiar indicat să faci aceste lucruri din când în când, dar nu întotdeauna. Dacă încetezi să mai fii atât de bună cum ai fost cu el până acum, o să se oprească și o să se gândească: băi, asta e așa, fata asta parcă era nimeni după mine, ce s-a întâmplat? Numai ca înainte, mă simțeam bine când primeam toată atenția ei. Ce am făcut greșit? O vreau înapoi. Un alt aspect în a fi o provocare este să-i comunici standardele tale încă de la început. Spre exemplu, am ieșit dată cu o fată la întâlnire și mersese totul super, până la final când am încercat să o sărut, la care ea mi-a răspuns cu: nu încă. Nu încă. Toate fetele cu care ieșisem până atunci mă lăsaseră să le sărut la prima întâlnire. Apoi m-am stat și m-am gândit: bă, fata asta e diferită. Poate asta știe ce vrea. Vedeți, la asta mă refer, să nu-i oferi totul pe tavă din prima și să fii în limbă după el. Încearcă să îl pui puțin la muncă și o să vezi rezultat. Iar acesta este un sfat valabil și pentru băieți. Și al treilea sfat este să-l apreciezi mai mult decât pentru aspectul fizic. Mie îmi place foarte mult și e foarte atractiv atunci când o fată știe foarte multe și e documentată despre un subiect care pe mine mă interesează. Dacă ești interesată de ceea ce îmi place mie, îmi arăți că vezi dincolo de fațadă și că mă apreciezi pentru mai mult decât aspectul fizic. Plus că acest lucru oferă oportunități pentru discuții și întâlniri. Spre exemplu, dacă îți place bowling-ul, poți să te duci în oraș la o pistă de bowling și să vă jucați. Dacă amândurora vă place să citiți și aveți în comun asta, puteți să faceți schimb de cărți preferate și astfel puteți să vă cunoașteți mai bine. Sunt o grămadă de oportunități. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Cubescu Edi pe Instagram, unde puteți să-mi adresați orice fel de întrebare legate de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Dacă vă place ceea ce fac și vreți să susțineți canalul, aveți în descriere linkul cu pagina mea de Instagram, se numește Sticker, de unde puteți cumpăra stickere personalizate cu doar 2 lei, livrarea e gratuită în Craiova. Acestea fiind spuse, eu am fost Edvai sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune o reușită, nu rateu! La pa!